Am avut foarte multe experiențe frumoase și cel mai mare dar pe care Dumnezeu mi l-a dat a fost că am întâlnit niște oameni absolut minunate, niște suflete minunate care au venit alături de noi. Pot să spun că aproape pe toată lumea, aproape, îi cunosc doar de un an de zile și zic eu că un mare câștig pentru noi este faptul că o dovadă permanentă a iubirii în mișcare, asta este pentru mine acest voluntariat, așa cum se numește voluntariat, dar este o dovadă a iubirii în mișcare a multor oameni care au venit alături de noi și un astfel de om este Dori Susan, pe care vă rog să-l aplaudați. Vreau să vă spun că Dori vine de la Sebeș, el are o asociație cu care lucrează acolo și a venit să ne împărtășească și nouă din darurile, din pasiunile, din talentele pe care le aduce cu el, le aduce la pachet. Și evenimentul de astăzi și nu numai este ca o încununare care vine pentru noi, pentru activitatea noastră, în care avem alături pe Ela Rusu. Evenimente ale noastre importante și a pictat în timp ce se derula evenimentul. Avem aceste lucruri frumoase să le păstrăm așa și le promovăm emblematic și nu pot decât să vă doresc un sfârșit de an minunat, cu multă sănătate, alături de cei dragi și să ne vedem sănătoși la anul cu alte proiecte. Dumneavoastră vă dăruim toate rezultatele noastre. Să vedem că suntem aici, am numărat eu aproape 80 de persoane. Cred că și colegii mei au fost la trei expoziții și ca să vină atâta lume la o expoziție nu e ușor. Am fost la expoziții unde au fost doar 15 persoane. 10, 15, 17. Deci eu zic că expoziția asta se bucură deja de un succes prin numărul celor prezenți și tocmai prin faptul ăsta o apreciem, este o apreciere care vine pentru Ela Rusu. Eu o să vorbesc puțin despre omul Ela Rusu și apoi o să dați experiență să vorbească despre lucrări, despre altceva. Pe Ela Rusu o cunosc deja de 4 ani. Pot să vă spun că a venit la Sebeș în fiecare luni, rar a ratat o luni, o zi și luni, să nu vină soțul dânsul este aici, să-l aplaudăm și pe dânsul că și face toate eforturile care susțină. Ei, dacă stați și faceți un calcul, în fiecare luni, 30 de kilometri, ieșiți în 4 ani în jur de 5.000 de kilometri. Deci ea a făcut drumul de aici până la Paris și a mai rămas ceva și pentru un București. Deci vă dați seama câte cheltuieli și câte efort și câtă muncă stă în spatele acestor tablouri. Eu zic minunată, pentru că ea este o pictoriță amatoare și cred că ea depășește nivelul general expozițiilor de amatori care le vedeți peste tot. Ei, vedeți că aici ea a expus peisaje și naturi moarte, are și portrete, mai are vreo 30 de lucrări acasă, spațiul deja este aglomerat aici, vedeți că nu suntem și mulți și lucrările sunt înghesuite. Dar ceea ce face este ceva deosebit și aș vrea să remarc o lucrare de acolo, care vedeți albastră, unde a reușit să scoată din câteva tușe atmosfera asta de dimineață, de ceață, zboarea asta de dimineață, ceea ce a reușit deci să depășească un pic, știți, să transmită sentimente, atmosfere. Și aș vrea să remarc și lucrarea asta din Delta. Eu am fost în Delta, vă spun că e exact ca în Delta, parcă ești acolo. Din foarte puține elemente, a reușit să facă
Nu mă fac mai mult, doar de două lucrări am vorbit așa, pentru că deja intru pe altă râm. O să dau cuvântul doamnei Cristina să ne spune câteva cuvinte. Nu sunt expert, deci vă rog să nu mă priviți ca expert. Din punct de vedere artistic, suntem amândouă în aceeași oală. Pictez de plăcere. Suntem amatori, ca să zicem așa, în materie. O cunosc pe Ela de ceva vreme și întotdeauna mi-a plăcut că și-a încurajat copiii să facă ceea ce le place. Și când am aflat că s-a apucat de pictat, mi-a plăcut că și-a găsit, până la urmă, a picta. Este a face ceva pentru tine, în primul rând, dacă nu ai luat-o pe altă cale și te-ai apucat de inginerie. Până la urmă, este o treabă de suflet, culori din suflet, nu? Și e foarte important, indiferent de vârstă, indiferent de ce sunteți, dacă puteți să vă regăsiți, să vă facă plăcere, să fie chiar o terapie, este o terapie pentru suflet și pentru tot ce vreți dumneavoastră, arta, indiferent de natura ei. Și este foarte important ca acolo să te simți bine, să o faci în primul rând pentru tine. Restul este așa, de ochii lumii, ca să zicem. E foarte important dumneavoastră să fiți împreună cu ea, pentru că este o bucurie până la urmă, o bucurie personală care se poate răspândi așa cum îmi place la mesa de la... Nu sunt catolică, dar îmi place la mesă când se întorc oamenii și se strâng de mână și își transferă bucuria și energia unul altora. Până la urmă, este un motiv de a ne întâlni unii cu alții, cu prieteni, cunoștințe și îmi place foarte mult ce se întâmplă aici, ideea aceasta de a te oferi oamenilor, comunității. Vin dintr-o instituție care este pentru public și vă așteptăm și la Biblioteca Județeană. Așadar, îi zic felicitări Elei și e foarte important să continue și să continue în primul rând pentru ei. Aici m-ați păcălit, nițeluși, așa. Surpriză de fiecare dată. Ei, da. Ei, mă bucur, vă mulțumesc.